Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Am de mult în plan clipul ăsta și am adunat o grămadă de produse terminate, așa că mi-am luat, bineînțeles, și niște saci de gunoi pentru că trebuie să le pun. Eu le țin într-o cutie de la Pepco, din aceea de depozitare, parcă la 8 lei și s-au strâns foarte, foarte multe. Am făcut și curat și am și unele expirate, așa că din ce o să le iau și o să vă vorbesc despre ele, o să le bag direct în saci ca să pot să le și arunc. Bun. Și să știți că n-am oprit mereu dupluri sau nu sunt chiar toate produsele pe care le-am folosit aici, dar în mare parte oricum sunt foarte multe și cred că o să fie foarte lung acest clip. Așa că nu mai lungesc vorba și ne apucăm de el, dar înainte de asta nu uitați neapărat dacă sunteți noi pe canal să vă abonați mai jos la clopoțel. Dacă apăsați pe el o să primiți și notificare în momentul în care eu o să încarc un nou clip și bineînțeles să apreciați acest video dacă v-a fost util, dacă v-a plăcut, dacă v-a inspirat. Și o să le iau pur și simplu la întâmplare și am aici o mască de păr de la Love Nature, de la Oriflame cu banană și nu știu dacă mai avea ceva. Nu mi s-a părut că a făcut ceva anume, dar să știți că miroase extraordinar. Cred că pentru strălucire era sau nu mai știu exact pentru ce. Asta este mică, are 30 de mililitri pentru litera mai părul meu. Doar o singură aplicare pot să fac cu ea. Dar ce este de reținut e că miroase foarte, foarte bine. Se merită să luați aceste măști. E undeva la 5 lei una în catalog. Și v-am zis, pentru miros e demențial mirosul. În special asta cu banana. Nu știu la celelalte, dar asta mie mi-a plăcut tare, tare mult. Mai am aici complexul cu vitamine wellness. Știți că în această perioadă eu consum vitamine, în special pentru imunitate, dar au fost și în pachetul de slăbit, dar eu le consumam și înainte pentru imunitate. Eu vi le recomand cu drag aceste vitamine. Se ia un pliculeț pe zi care conține două suplimente de omega-3 din ulei de pește, un supliment de multivitamine și minerale și un antioxidant astaxantin cu extract de afine. Sunt minunate, nu le simțiți gustul, doar le înghițiți și v-am zis, le recomand cu drag. Va ajunge 21 de zile un astfel de pachet. Am aici, cred că o să le iau așa pe rând, că sunt tare, tare multe din astea mai micuțe. Am un tuș de la Giordani Gold, în special eu folosesc acest tuș, este foarte rezistent, se usucă mat, nu se ia decât dacă insistați foarte mult cu demachiant. Atenție, cu gel de curățare nu se ia, trebuie să insistați foarte mult și riscați să vă răniți, deci mai bine demachiați-vă cu un demachiant special. Ăsta e cel cu pensulă și v-am zis, se usucă mat, este genial. Mai am un tuș eyeliner, mă rog, de la The One, din acesta cică rezistent la apă, waterproof. Nu-mi place deloc tușul ăsta. E un tuș stilou. Îmi plac tușurile lor stilou, dar nu și acesta. Acesta e groaznic, deci nu vi-l recomand. Și tot la tușuri, continuăm și am tușul ăsta de la NYX, pe care l-am folosit foarte, foarte mult timp și mi-a plăcut tare mult. Pe vremea aceea machiam și cliente cu el și foarte, foarte rezistent a fost, deci n-am decât cuvinte de laudă pentru el. Mai am încă unul, deci nu v-am zis cum se numește celălalt, dar nu știu dacă mai există acum. NYX Collection, nu știu ce scrie aici pentru că s-a șters. Dar mă rog, e tuș lichid și ăsta e tot tuș lichid. A, ăla era simplu, iar ăsta este lichid mat. Scrie chiar pe el că este mat și la fel și ăsta mi-a plăcut foarte mult, dar țin minte că parcă ăsta mat s-a uscat mai repede. Aici mai am un creion de buze de la The One pe care îl arunc pentru că este mega vechi. Nu știu dacă mai pot să-i scot capătul, dar mai iese, dar e foarte vechi, e expirat și a sosit momentul să-l arunc, dar sunt tare mulțumită de aceste creioane de buze. Mai am aici un gel, cred că e gel de duș, de la noua lor gamă Botanical. S-a și pus praful pe ele și arată groaznic. E o gamă vegană cu 8 minerale esențiale, formulă biodegradabilă. Nu avea miros această gamă și na, e ok, e un gel de duș normal, fără miros, nu prea știu ce să vă zic mai mult de atât.
Am înțeles că din gama lor este minunat șamponul, dar cum eu am această problemă cu scalpul, nu pot să vă zic absolut nimic despre asta. Și dacă tot vorbim despre șampon, înainte să știți că foloseam Ducrei și era ok, nu pot să mă plâng, adică măcar știți că eu am dermatită seborică și măcar îmi lua din mâncărim, să zic, chiar și din coș, dar nu chiar în totalitate și imediat ce renunțam la el îmi și apăreau. Dar de curând am descoperit acest șampon de la Vichy, Dercos, se numește, are așa o culoare mai portocalie și îmi place asta cu pompiță și în special la 390 de ml pentru că are un preț foarte ok față de cel care e la 200 de ml și mi se pare prea scump, sincer, e cantitatea aproape dublă și na, e un preț mult mai ok la cantitatea asta mare și mai vine și cu pompiță. Ăsta e vreo 70 de lei, iar cel fără pompiță și cu 200 de ml e vreo 50 și ceva de lei. Deci, da. Și e ok, să știți că și după el mi-au revenit problemele cu scalpul, dar la o perioadă destul de lungă, însă este mult mai ok decât Ducrei deocamdată. Probabil poate s-a obișnuit și scalpul meu cu el. Mai am o loțiune de față de la Love Nature cu Arbor. Deci e o loțiune simplă, nu face mare lucru, este foarte potrivită pentru tenul gras, dar v-am zis, nu face mare lucru, adică vă mativează tenul în momentul respectiv, iar după oricum, dacă aveți exces de sebum, vă trebuie un tratament mai puternic și dacă îl găsiți să mi-l spuneți și mie, că eu încă nu l-am găsit. Mai arunc un tender care este expirat și ăsta e singurul motiv pentru care îl arunc și peste la fel. Mai am o cremă de ochi de la Optimals care cred că și asta e expirată pentru că nu am, țin minte că n-am terminat-o pentru că am acest obicei de a nu termina toate produsele pe care le iau. Iar acum am gama Novage și de-aia o arunc pentru că e foarte, foarte veche. Am și produsele Bebeline și anume uleiul de corp care arată minunat că e plin de praf. Crema de corp și probabil mai jos o să fie și șamponul de undeva. V-am zis, produsele astea de bebeluș de la Baby O, de la cei de la Oriflame sunt foarte ok, deci nu au niciun fel de reacție adversă. Mai am încă un creion de buze de la The One pe care îl arunc pentru că este vechi. Am un ruj care se numește Miss Five, apar n-am ce gama asta, dar e foarte, foarte vechi și îl arunc. Era ok, era genul de ruj care, nu știu, e foarte, foarte ieftin în orice magazin din asta random. Se comporta ok, dar v-am zis de ce l-arunc pentru că e foarte vechi și l-am primit pe acela. Am o grămadă de parfumuri pe care o să le arunc, cum ar fi Miss Giordani și să știți că multe sunt parfumuri pe care am vrut să le consum în casă în perioada asta pentru că oricum nu mă dau pe spate și pur și simplu le consum după baie și cam atât. Adică nu sunt parfumuri care să mă dea pe spate și să-mi placă mirosul și să vreau să țin de ele. Bun. Și voiam să pun sacul jos, dar dacă îl pun jos nu mai pot să pun produse în el. Sper să nu se rupă. Eclat Femme nu face parte din categoria aia, adică l-am consumat pentru că îl ador și îl aveam de ceva timp și de asta l-am consumat, dar îmi place mult și parcă ingredientul principal e iasmina, dar miroase foarte, foarte bine. Însă Eclat Mademoiselle face parte din categoria parfumurilor pe care pur și simplu le-am consumat în casă de dragul de a le consuma și a le termina și a le arunca și să mai fac puțin spațiu la parfumuri. Mai am Full Moon For Her. Este un parfumel care miroase foarte, foarte bine, dar din păcate nu persistă și probabil și prețul îi spune acest lucru pentru că e foarte ieftin. Ce mai am? Un parfum Lucia, care e acum la ofertă în catalog și dacă luați primiți un creion de sprâncene sau un balsam de buze, parcă la 60 de lei, sper să nu mă înșel, are un miros așa mai fresh, îmi place mult cum miroase, dar mai mult vara, primăvara, deci acum toamna nu prea. Ce mai am? O cremă de corp de la Giordani Gold Essence. Eu consum în prostie creme de corp, așa că probabil o să mai vedeți multe. Mai am un ruj care este devastat, terminat, nu știu cum a ajuns în stadiul ăsta, de la The One. Și de asta, la lung nu e expirat, dar a ajuns în ultimul hal, nu știu ce s-a întâmplat, așa că da. Mai am un fond de ten pe care nici măcar nu l-am folosit, e nou-nouț, dar e expirat.
de la Ingrid. Am mai avut fonduri de ten de la Ingrid, mi s-au părut ok. Sunt, nu știu, ăsta e Mineral Skill, Can Lift, ceva, mă rog, când aveam tenul mix, normal, pentru că acum câțiva ani așa era tenul meu, nu era așa de gras ca acum, era foarte ok, îmi plăcea mult, e și ușor matifiant, dar acum e groaznic pe tenul meu, însă pe un ten uscat e genial, deci arată super bine și are acoperirea foarte bună, din punctul meu de vedere. Bun, mai arunc niște, cred că perle. Sunt perle, Giordani Gold, nici nu vi le arăt că sunt pline de praf, dar v-am zis, sunt expirate, am făcut curățenie și da, multe, multe produse expirate. Și acum o să-l pun jos pentru că dacă mai țin mult în mână o să se rupă. Mai am o cremă de corp pentru că v-am zis că o să avem multe, multe creme de corp și asta e, nu știu, o ediție limitată de la Oriflame, cred că e cu afine. Sper să nu greșesc, dar cu afine este. Și mirosea foarte bine, mi-aduc aminte că îmi plăcea cum miroase, numai că intra foarte greu în piele și treaba asta nu mi-a plăcut, pentru că nu poți să stai foarte mult timp să pui o cremă pe tine și să se usuce și, mă rog, dacă nu intră în piele, e cam nasol. Mai arunc și parfumul ăsta, Dare to Shine, care acum este la doar 30 de lei până pe 9 noiembrie, deci dacă vreți să-l luați, pare un preț de senzație. Are vanilie și parcă acorduri de șampanie, ceva. Sunt multe persoane care îl adoră, dar e un parfum mai fresh, să zicem, nu e neapărat pe placul meu. Singurul parfum fresh, foarte fresh, care îmi place este Lucia de la ei. În rest, nu-mi plac parfumurile fresh. Mai am aici multe chestii. Am un sclipici mega vechi. Și nici nu știu dacă e vreo firmă sau ceva, habar nu am și nici nu știu de unde l-am, dar e foarte vechi și trebuie să-l arunc. Mai am o pudră de la Miss Sporty, e o gamă la fel foarte veche, mi-a plăcut enorm și cred că de-aia nici n-am aruncat-o, mă rog, e bronzer, nu e pudră. Hai să vă arăt ce reflexii frumoase are, dacă s-or mai vedea. Are niște reflexii tare frumoase, niște reflexii argintii, aurii, nu, aurii mai mult. Mi-a plăcut foarte mult acest bronzer, dar e foarte vechi și nu mai face absolut nimic, așa că a trebuit să-l arunc. Mai arunc și o pastă de dinți și cred că sigur nu e singura, de la Optifresh. Și o pastă de dinți de la Oriflame, normală, curăță și cam atât, nu face minuni. Mai am și multe, am multe, da, deci o să trebuiască să le pun aici la expoziție, că dacă le bag în sac o să ocupe tot spațiul. Shake-uri de la Oriflame, știți că am urmat programul de slăbit și atunci am foarte multe shake-uri și mama mea urmează și atunci am și mai multe. Dacă vă interesează, am slăbit 13 kg, deci e foarte ok acest program de slăbit, nu vă înfometați. Întrebați-mă de el și cu siguranță o să vă ajut. Am aici aromă de ciocolată pentru că iau mai multe arome. Am aromă de vanilie și mai am și aroma lor de căpșuni. Și am văzut că am oprit o tonă de cutii. De ce le-ai fi oprit atâtea, nu știu. Da, mai am unul de ciocolată. O să-l punem aici la expoziție. Uite, îl vedeți în oglindă. Super. Mai am aici un ruj. Cred că sunt mai multe, da? De care mă despart din păcate, dar îmi plac foarte mult rujurile astea, însă am probleme cu ele, deci după cum vedeți curg, nu știu ce s-a întâmplat cu capacul în special la ăsta, deci pur și simplu nu mai stă deloc. Și sunt de la Sleek, Matte Me, cred că așa se numesc, foarte mișto rujurile astea, multe nuanțe la ele, dar le arunc pe toate pentru că asta este de foarte mult timp și v-am arătat că la ăla mi s-a rupt și capacul. Am și geluri de duș, iarăși o grămadă de la Discover. Sunt geluri de duș destul de simple, ușoare, cu un miros foarte plăcut, dar care nu se simte foarte mult în baie. Ăsta e, nu știu, Tuscan Sunset, asta e Costa Rica, da, deci vă dați seama cam ce mirosuri au, dar v-am zis, nu sunt mirosuri foarte, foarte profunde. Am aici o grămadă de șampoane în continuare de la Vichy, văd că ne-am oprit mai multe să am de povestit cu voi despre ele, să nu cumva să uit să vă spun despre acest șampon, căci mi-a plăcut tare mult și v-am zis, mi-a luat absolut orice urmă de cojiță din cap, deci chiar vi-l recomand cu drag.
Mai am un gel de duș, de fapt am mai multe și de astea, despre astea vreau să vă spun că sunt super, adică ele chiar au un miros mai accentuat de la Love Nature. Ăsta a fost cu magnolie și ulei de susan, sper să nu greșesc, și ăsta a fost cu multifructe, îl am și acum. Pentru că mi-am comandat mai multe, au fost la ofertă și sunt până pe 9 noiembrie și deja nu mai îmi stă sacul, în curând o să-mi iau altul pentru că ăsta o să se rupă. Bun, mai am un... Da, o să vă zic mentre ce-mi dau seama, o să pun lichid Dolce Natura Genera, habar n-am ce, care este marca acestui săpun lichid. Dar să știți că are un parfum foarte ok, note orientale, văd că scrie aici, și hidratant cu ulei de argan. Are un parfum foarte ok și parcă e așa cu migdale, nu știu cum să vă zic, e destul de cremos. Am și un exfoliant din gama veche de la Swedish Spa, cred că era cu portocale sau nu mai știu sigur, un exfoliant de corp, care e aproape terminat, adică nu mai era foarte mult în el. E genial, îl am și pe cel care este acum în gama Swedish Spa, nu mai știu cu ce, e mai marin, așa, are parcă așa ușor albastră cutia și el e gri în interior, nu mi-amintesc acum cu ce este, dar și ăla e pe terminate și îmi plac mult exfoliantele astea de la Swedish Spa. Mai am și un unt de corp de la Swedish Spa, care la fel mi-a plăcut de mult și mirosea și foarte, foarte bine. Ăsta nu e terminat tot, din păcate, dar e expirat, așa că a trebuit să-l arunc. Mi-am oprit și un șampon. E șamponul lui Toto și este luat din Kaufland cu 15 lei. Ăsta e un șampon special pentru pudel, cred că vedeți. Numai că... șamponul ăsta e 15 lei, în condițiile în care la Lidl să știți că găsiți șampon pentru câini. Da, într-adevăr nu este pentru o anumită rasă cum e în Kaufland, dar găsiți șampon pentru câini cu doar 6 lei la Lidl. Așa că mi se pare mai ok, na. Nu știu dacă aș lua mereu cu 15 lei, dar rămâne de văzut. Mai arunc și gelul de curățare, cred că am la fel mai multe gelul de curățare din astea de la Novage, pentru că se termină destul de repede și trebuie aruncate și deja o să-mi iau un alt sac pentru că, da, deja e plin. Dar mă bucur că nu mai am așa de multe și mă bucur că o să le arunc în sfârșit pentru că am, nu știu, stau de foarte mult timp aici în cutie și vreau și să fac un pic de spațiu, căci, da, vă dați și voi seama cât de frumos e să stai cu gunoaie în casă. Așa... și cred că o să iau cutia în brațe cât de curând. Mi-am luat, de fapt nu, pe ăsta l-am terminat, bio oil, dar mi l-am și recumpărat. Eu l-am luat în special pentru vegeturi, să știți că a fost foarte bun, deși inițial mi s-a părut că nu face absolut nimic, după am realizat că a făcut foarte multe. Și v-am promis că o să vă vorbesc despre cum am scăpat de problema de la epilat cu ceară. Și să știți că este și pentru depigmentare, nu numai pentru vergeturi, e și pentru cicatrici, nuanță neuniformă a pielii, piele îmbătrânită, deshidratată, da, mă rog, scrie mai multe chestii aici despre el, dar v-am pus are mai multe întrebuiințări și puteți să folosiți pentru ce aveți voi nevoie. Bun, așa, și am zis că o să iau cutia în brațe, căci sunt multe și o să mă tot aplec la voi și da, nu o să fie prea plăcut. Așa, da, nu e problemă că ne vedem. Așa, mai am aici niște cutii din astea de vitamine, o să le pun aici ca să nu ocup iarăși tot sacul, astea le pun la final. Am aici o chestie, și o să iasă iar o grămadă de praf. Era o paletă foarte veche de make-up, cred că o vedeți. Nu prea aș fi aruncat-o, nu prea știam ce să fac cu ea, mă gândeam să o păstrez, poate, nu știu, mă prostesc și fac chestii cu ea, poate îmi va fi de folos. Dar până la urmă m-am hotărât să o arunc pentru că nu prea mai am timp de prosteli și de lucruri de genul să văd ce aș putea să fac cu ea. E din aia care se desface, e foarte, foarte mare, dar e foarte veche, garantat expirată și nu aș mai folosi-o pentru că e de mult, foarte mult timp. Și țin minte că am primit-o, nu mai știu exact de la cine,
așa că nu pot să zic că mi-a fost de mare folos. Șamponul Bebelinei, despre el v-am zis mai înainte și nu mai insist. Mai am un cleanser de față de la Essentials cu papaya, care nu-mi place și nu-mi plac gelurile de curățare de la Essentials niciodată. Mi se par prea ușoare, mi se pare că nu curăță absolut deloc și nu mi-aș mai lua niciodată de la Essentials. Și vă zic treaba asta pentru că mai am, l-am și pe acesta, nu știu cum să-l țin ca să-l vedeți. Și mai am, da, am luat cutia ca să mă plec după tac, ca să vedeți. Și mai am încă unul de la, mă rog, tot de la Essentials și tot cu papaya. Dar, în schimb, gelurile de curățare de la Pure Skin mereu le voi prefera, deci sunt foarte, foarte ok. Mai am un gel de duș Bright Petals. Tot așa a fost o ediție limitată. Parcă a avut ceva miros, dar nu pot să-mi comandă pe spate ediția asta limitată. Sunt ediții limitate care îmi plac într-adevăr mult, dar de data asta nu. Mai am o cremă de corp de la Milk & Honey cu lapte și miere și asta, da, își merită toată faima și toți banii pentru că este super hidratantă. Mai am o cremă de corp a Bebelinei. Mai am mai multe. V-am zis că sigur nu le-am oprit pe toate pentru că aș fi avut aici o grămadă și cred că nu mai aveam unde să mai pun atâtea. Mai arunc și paleta asta 3-in-1 cu bronzer, iluminator și blush pentru că deja am înlocuit-o, era aproape terminată. Mai am și o trusă din asta de farduri de la vechea gamă Very Me și la fel e super veche și nu mai am ce să fac cu ea. Mai am un primer pentru pori dilatați pe care îl arunc pentru că la fel e expirat. Mai am un fond de ten din ăsta mat velvet pe care îl mai găsit la ofertele online pentru că în catalog din păcate nu mai apare. Dar eu îl ador pentru tenul gras, este super și ăsta de la Giordani Gold cu pipetă la fel, Silk Foundation Liquid se numește. Dar este super pentru tenul gras și mă tot vedeți că mă plec, dar na, asta e. Mai arunc și acest parfum genial de care îmi pare tare, tare rău că l-arunc, dar n-am ce să fac pentru că e terminat și câte sticle să mai opresc și eu. Amazing Paradise e un parfum perfect pentru vară și miroase foarte, foarte bine și acum vedeți cum se plimbă tot praful pe lângă mine. Pentru că vă dați seama cât au stat aceste produse pe aici. Bun, mai am și un săpun de la Milk & Honey care arăta foarte bine ca nu mai vine acum cuvântul. Exact ca și cum aș avea niște miere în baie și mirosea și foarte plăcut, era foarte hidratant. Aici mai am și un elixir de noapte de la Eleo, care la fel este genial și uleiurile lor de păr sunt superbe și merită să le încercați. Mai arunc și o trusă de sprâncene de la The One, un kit din acela cu două farduri și ceară. La fel e foarte vechi. Mai am o grămadă de eyelinere pe care nici măcar nu mai are rost să vi le arăt pentru că sunt tot de la Giordani și le-ați mai văzut. Și mai am doar câteva produse. Un creion tot din ăsta de buze, care la fel e super vechi. Un creion de ochi de la The One, care la fel e foarte vechi. Ce mai am aici? Un ruj într-o nuanță efectiv nebună pe care nu am purtat-o și habar n-am de unde o am și dacă eu am cumpărat-o am fost nebună când am luat-o pentru că nu aș purta culoarea aia. Și ultimul produs pe care îl arunc este acest parfum de la Soul Fever, de fapt Soul Fever se numește. E un parfum lemnos, e un parfum tare pe care îl arunc pentru că evident e terminat. Îmi place acest parfum, nu pot să zic că îl arunc pentru că, na, de dragul de a-l consuma, dar asta este. Și mai vreau să vă arăt ceva pentru că cu siguranță o să-l arunc și pe ăsta pentru că e efectiv aproape terminat. Parfumul Miss Giordani Intense, care la fel îl țin pentru a-l consuma fix aici. Ați văzut că e terminate și îl consum la fel în casă, după baie sau duș sau lucruri de genul ăsta. Deci da, cam astea sunt toate produsele, nu știu cât a durat, mie mi-apare 26 de minute cu editatul, vedem ce mai rămâne. Sunt foarte multe produse, adică am oprit cutia aia cu indulgență pentru că mai erau probabil multe altele.
numai că dacă am avut copii, v-am zis, le-am aruncat. Iar deodorante și lucruri de genul ăsta, cred că le-ați tot văzut la mine pe produse terminate și de asta nici nu le-am mai oprit. În general, am deodorantul ăsta de la Nivea și am o grămadă de bucăți și tot timpul și am zis să nu mai opresc, că nu are rost, nu am schimbat deodorantul sau ceva. Acesta a fost clipul, nu uitați dacă v-a plăcut să vă abonați neapărat la el și ne vedem cât de curând cu următorul. Vă pup, pa, pa!